Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic Dr. Ion Șenchi au împărțit fructe astăzi prin oraș. Bună ziua! Bună ziua! Am ocazia săptămânii mobilității europene. Vă dăm un măr și sponsorizăm o viață sănătoasă. Mulțumim. Așa. Ei au vrut să tragă un semnal de alarmă asupra necesității consumului de fructe și de legume. Cu ocazia Săptămânii Mobilității Europene, școala noastră, Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea, este partener într-un proiect cu Primăria Municipiului Făgăraș. Vor avea loc o suită de evenimente în fiecare zi, atât la noi la școală, cât și în oraș, în diferite locații, pentru a promova un stil de viață sănătos, o alimentație corectă, tot ceea ce înseamnă, practic, sănătate pentru organismul uman. Astăzi, una din clasele liceului nostru împarte fructe și flyere pentru promovarea sănătății în oraș tuturor celor pe care îi vom întâlni și vom încerca să le explicăm cât este de sănătos să mănânce cât mai multe fructe și legume. În cadrul Săptămânii Mobilității, cuprinsă în perioada 16-22 septembrie, făgărășenii de la cei mai mici până la cei mai mari sunt așteptați să ia parte la evenimentele organizate de Primăria Făgăraș și de școlile din oraș. Așadar, mâine, între orele 10-14, făgărășenii sunt așteptați la Fundația Negru Vodă, unde vor primi sfaturi de la un nutriționist referitor la un mod de viață sănătos.